Salut, sunt Marius, adică Rogatu, și acum voi analiza în câteva minute site-ul Viață de Căcat cu adresa http://viatadecacat.net. Vedeți ce aceasta este prescurtarea expresiei Viață de Căcat, iar header-ul este nu de căcat, ci de-a dreptul judat. Nu prea înțeleg rostul redungilor albastre care fac să îmi fugă vederea de fiecare dată când mă uit la acest header. Figurina din partea stângă e amuzantă, însă cred că dacă ar aduce, e original oricum, însă dacă cred că ar aduce mai mult cu un smiley din Yahoo Messenger ar fi mai inspirată. În ceea ce privește culoarea fonturilor cu care sunt scrise VDC și Viața de Căcat.net, cred că nu este cea mai bună alegere, dovada fiind faptul că sunt extrem de greu vizibile pe fundalul curinii de culoare breu și albastru deschis. Sunt cam de aceeași culoare și nu prea sunt ușor de distins. De aceea recomand măcar afișarea unei alte culori în header, dacă nu schimbarea culorii fontului. În ceea ce privește cele 9 butoane sau da, 9 butoane de sub header, prima pagină, VDC, stop VDC, FROP VDC, FAQ, adaugă membrii, broker și contact, consider că acestea sunt extrem de bine așezate, iar cred că ar fi mai bine dacă broker ar fi promovat printr-un banner în header sau în partea dreaptă a header-ului, mai bine zis. VDC azi, dacă apăsați pe VDC azi, puteți afla care sunt însemnările, anecdotele primite astăzi. Topul VDC cuprinde topul vieților de căcat, topul cel mai de căcat însemnări, adică apreciate dar viața de căcat, vei afla mai târziu despre ce este vorba. FROP VDC, aici nu prea știu despre ce este vorba aici. Este exact inversul topului VDC, deci aici este, ai meritat. Voi discuta peste câteva minute despre acest lucru. FAQ, de aici veți afla ce este acest site. Din câte am aflat de aici, VDC este ce am putea numi un OZN al internetului. Ei bine, eu cred că nu este chiar așa, se cam exagerează. Oricum, consider că este un site care poate fi extrem de vizitat dacă el va fi promovat cum trebuie. Și consider că acest review face exact acest lucru. Este vorba despre niște anecdote de zi cu zi care pot apărea în viața oricui și care au particularitatea de a începe cu astăzi și de a se termina cu VDC. VDC fiind acronimul de la Viața de Căcat. În ideea mi-a venit de pe unele forumuri și bloguri unde lumea și explică unele momente din viață. Site-ul e foarte simplu. Despre asta voi discuta în continuare și acum voi discuta despre butoane. La butonul adaugă, puteți adăuga sub protecție unui pseudonim textul vostru VDC. Nu trebuie să vă înregistrați neapărat, deși vă puteți înregistra. În ceea ce privește secțiunea membrii, acum este prima dată când intru aici. Zona membrilor se pare că este în construcție. Membrul VDC va beneficia de pseudonim unic. Adică nimeni nu va putea scrie o VDC sau un comentariu cu pseudonimul dumneavoastră. Câmpul pseudonim este completat automat când sunteți logat. Statistici personale, adică număr de voturi, număr VDC, număr comentarii. Și e-mail. Primeți un comentariu nou la o VDC de dumneavoastră. Interesant. Pare un lucru interesant acesta. În ceea ce privește blogul, după care am spus, conduce către blogul VDC și la butonul de contact conduce către autorii acestui blog, acestui site și blogului VDC. Bun. În ceea ce privește modul de apreciere al anecdotelor sau al posturilor sau poveștilor sau însemnărilor, ca să zic așa, acestea pot fi apreciate prin conjunctura două butoane așezate sub poveste și acestea sunt da, ai o VDC și ai meritat.
După aceea poți să trimiți, apeși pe trimite și vei obține votul tău va fi înregistrat. Totuși pot să am observat că odată cu nou template care a fost introdus chiar de astăzi s-a introdus butonul mai mult care e de dreptul enervant pentru mine și cred că pentru foarte mulți vizitatori acestui site. Nu cred că era nevoie și cred că ar fi fost nevoie să apară jos cele două butoane de AVC și ai meritat. Și apoi mai mult dacă cuprindea, dacă semnarea era prea lungă. Comentarii. Pot fi lăsate comentarii tot sub protecția unui pseudonim și tot dacă apeși pe butonul mai mult. Este de dreptul enervant să apeși pe butonul mai mult de fiecare dată când vrei să trimiți un comentariu sau când vrei să apreciezi o însemnare. Nu-mi place acest lucru, de aceea recomand păstrarea modalității de până acum, de înaintea introducerea acestui template. Statisticile VDC este un alt buton care nu poate fi momentan accesat. Deci site-ul este aproximativ în construcție, în versiune beta, din câte îmi pot da seama. Partenerii sunt afișați sub formă de bannere, sunt mai mulți parteneri, apoi link-uri și așa mai departe. În ceea ce privește designul general al acestui site, este plăcut, culoarea albă este extrem de bine arasă, deoarece nu atrage atenția, părțile laterale nu atrage atenția. După cum am spus, doar header-ul ar trebui schimbat, în rest nu prea am de criticat în ceea ce privește designul. Acesta este părerea mea despre site-ul viatadecarcat.net. Acum scoaterea .net să nu mai bine, dar mai bun, un fel de marcă și mai bine fi acest. Și sub acesta, dacă ai fi afișat, vei zice. Acesta este părerea mea despre site-ul viatadecarcat. Acesta pentru orice review video.